v-a determinat să intrați în politică și de ce Partidul Social Democrat? Vreau să vă spun, cumva la noi în județul Alba, deja PNL-ul, existau baron local la noi în județul Alba, din partea PNL-ului existau oamenii deja nu mai se uitau și la ceilalți, dețineau ei controlul județului și aici cumva a venit o revoltă din partea mea, eu făcând, încercând să promovez, să ajut producătorul local, să promovez producătorul local, am văzut că nu mai există sprijin, există doar interese de toate națiile, de toate felurile și atunci am zis stop joc, nu e normal. Eu 20 de ani aproape ca președinte de asociație județeană și 10 ani de federație națională, eu n-am luat un salariu, eu n-am luat toate vizitele mele la minister erau făcute pe banii mei. Cazările când eram plecat pentru interesele producătorilor erau toate plătite din banii mei personali, din ceea ce aveam ca privat. Chiar îmi făcea un coleg, mă întreabă de ce Partidul Social Democrat și îmi spunea, bă, dar tu ești de stânga de când te știu, adică aveam acțiuni umanitare foarte multe, deci de stânga de când te știu. Eu niciodată n-am făcut comparație între stânga și dreapta, cam cum sunt eu ca și construcție. Dar îmi dau seama că chiar sunt bucuros că am făcut pasul ăsta și că am făcut pasul către Partidul Social Democrat.